În anul 2012 începeam împreună cu violonistul Gabriel Crăitoru și pianistul Horia Mihail un proiect ce purta numele Vioara lui Enescu la Sacru. Ideea de la care am pornit era aceea ca spiritul lui George Enescu, cel care ne-a ghidat de-a lungul acestei aventuri, să revină cu forță și mai mare și anume să se întoarcă spre acei spectatori care au foarte rar parte de așa ceva, cei din satele României. Din fericire, lucrul acesta s-a întâmplat într-un mod cu totul și cu totul fericit, iar anul acesta este prima dată când turneul Vioara lui Enescu se încheie la Ateneul Român. Aici, pe scena Ateneului Român, apar în seara de 19 noiembrie 2022 Vioara lui George Enescu, Guarnerii del Cesut, Catedrala, la care cântă Gabriel Crăitoru, și una dintre viorile Pol-Pol construite special pentru George Enescu, în urmă cu aproape un secol, la care cântă Simina Crăitoru. Iată, ne-a ajuns la ediție jubiliară, cea de-a 10-a, a turneului Vioara lui George Enescu la sate și aș spune că lumea e mult mai atentă și dornică de a asculta muzică bună. Sunt sigur că, nu-i așa, vom încheia acest arc peste timp în felul în care am și debutat, adică cu muzică bună și cu multă lume în sate. Proiect special atât pentru noi cât și pentru public și spun asta nu doar pentru că m-am gândit că le-ar face plăcere, ci și pentru că am văzut și am trăit lucrul acesta și anume faptul că s-au bucurat foarte mult, au venit în număr mare, au spus nu doar că le-a plăcut, ci și că ar reveni cu drag la un astfel de eveniment. Dată când am avut ocazia să cânt pe acest instrument, mi-a făcut o reală plăcere, nu doar pentru importanța lui istorică, ci și pentru importanța lui pentru mine personal. Un spectacol sold out care încununează o ediție jubiliară, Vioara lui Enescu, încununează în contemporaneitate ceea ce ne dorim să rămână în permanență viu, și anume spiritul lui George Enescu. Thank you.